Zeci de percheziții au avut loc în mai multe județe din țară într-un dosar de înșelăciune, tentativă de înșelăciune și punerea în circulație de valori falsificate străine, inclusiv în municipiul Vulcan. Inculpații ar fi indus în eroare operatorii unor case de amanet, prin plasarea unor bijuterii și ducați de aur contrafăcute. Potrivit anchetatorilor, prejudiciul este estimat la 2 milioane de lei. În total au fost puse în aplicare 27 de mandate de percheziție domiciliară în județele Argeș, Brăila, Prahova, Hunedoara, Ilfov și municipiul București. Din cercetările efectuate a reieșit faptul că începând cu luna noiembrie 2021 și până în prezent, membrii unui grup infracțional organizat care acționează pe raza județului Argeș au indus în eroare operatorii unor case de amanet cu sediile în județele Argeș, Dâmbovița, Prahova, Caraș-Severin și Constanța, prin plasarea de bijuterii și monede din aur contrafăcute și prin solicitarea de împrumuturi în baza contractelor de amanet încheiate, producând în patrimoniile persoanelor vătămate, identificate până în prezent, un prejudiciu estimat de aproximativ 2 milioane de lei, se arată într-un comunicat emis de către DIICOT. Procurorii mai spun că membrii grupului infracțional îi asigurau pe operatorii caselor de amanet că vor respecta obligațiile contractuale. Pentru a le câștiga încrederea, achitau un avans comisionul, însă după împlinirea termenului pentru care au fost încheiate contractele, nu se mai prezentau să revendice și să ridice obiectele amanetate. Dosarul este instrumentat de DIICOT, Serviciul Teritorial Pitești, iar la acțiune au participat polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Pitești cu sprijinul polițiștilor din cadrul brigăzilor și serviciilor de combatere a criminalității organizate din București, Ploiești, Alba, Brăila, Hunedoara și Vâlcea.